Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod din Car Parking Roleplay. Astăzi suntem aici cu Ștefan. Salut. O să ne prezinte noua lui casă, așa că dacă vă place și mai aveți episoade, nu uitați să spuneți butonul de like, să strângem 50 de like-uri, dacă strângem 50 de like-uri, o să mai filmăm. Așa că, bă, noua ta casă e aia de la Mark, nu? Da, am cumpărat-o. Poate unii dintre voi știți această casă, dar pentru cei care nu știu, este o casă care a fost bântuită și na. A luat-o Marc, a îngrijit-o el și uitați acum că e la Ștefan. Este o vilă. Ia mă, hai, ce zici aici? Ce ne zici tu aici despre casă? Nu urcam aici sus. Aici avem mobilă. Foarte frumoasă, un televizor aici Samsung. Nu vreau să fac să-i sponsorizez, dar aici avem o bucătărie. Așa. Să nu privește nicio frageria. Și am văzut că pe aici pe afară mai e ceva. Uite pe aici. Mai am un câine. Nu zic pe aici, pe afară, uite, văd că mai e un televizor, un fel de sufragerie aici. Da. Și aici mai e un... Văd că mai e aici un... Ăsta, un setup de gaming aici sau nu știu. Sunt aici, tot felul de astea, nu știu că oricum o să le schimbă toate acum, o să renovez tot de la capăt. Da. Și sus știu exact ce ai, dar nu știu tot ce ai sus. Da, aș urca sus, dar mă cam doare piciorul ăsta și nu prea pot să mai urc. Și pe mine mă cam doare piciorul. Am făcut accident acum două zile. Da, cu mașina asta acum a fost, am luat piese la dezmembrări, dar M4 l-am lăsat pe număr. Nu mai... S-a dus turbina la M4, am dat bușa. A căzut turbina? Da. Ai și tu grijă. Da, ce vrei? La motor de 4-5, la 500 și ceva de cai, nu prea țin. Na, acum așa tu. Aici avem un dormitor. Dai o leacă, dai că eu urc o leacă mai greu, ca și tu scările astea sunt prea mari. Și mai urcă mai greu. Dai așa o leacă. Aici avem un dormitor pe data asta, ți-l prezint. Dai așa că mai am o scară, sunt o leacă cam așa. Așa, ce ne zici mă tu aici? Ce ne poți zice pe aici? Uite, aici avem un dormitor, vin aici. Unde mă, acolo? Aici avem un dormitor. O baie. Da, uitați aici, știu că am dormit eu acum o noapte sau două. Acum două nopți am dormit eu aici. Da, aici e Blanaus. Am ieșit dimineața la o cafea aici. Da. Și aici avem un dormitor de premier. Și aici ce ne poți zice? Păi aici e un dormitor, cu siguranță. Asta nu o să-l folosesc nici dacă îmi place verde, asta e vreo, nici balcon nu vreau. Văd că ai PS4 și un... Văd că ai un PS4 și un televizor tot de la Samsung, văd. Da. O baie simplă. Nu știu, că abia acum am luat-o. Hai sus la etaj, să-ți mai arăt aici că mai am un etaj. Yeah. Merge mă, ca și tu scările astea au mare rău. Așa. Hai că urcăm mai greu scările, fraților. Ce să vedem, ce să facem. Deci are o casă, nu știu dacă ai mai renovat ceva de când ai luat-o. N-are renovat mai nimic. Păi și te-ai mutat complet acum aici sau... Nu,
nu o să mă mut aici, asta o să fie casă de vacanță, eu stau la munte. Ah, pe dar știu că ai acolo o casă a lui bunicul tău sau a cui e. Da, aia. Da, asta la bloc, dar l-am văzut și am luat casă. Ah, știu că stăteai la blocul ăla. Tot ce îți poate oferi balconul acesta cu îndărâța aceasta. Da, e interesant aici, e interesant. Stai așa, oleac, că e urmă mai greu. Da, uite aici, merge să stai dimineața, lua cafea, frumos. Da, și privește, e foarte frumoasă. Da, ia uite, pădure, bă, poate mergem într-o zi pe pădurea aia noaptea. Ce zici, te bagi? Mă bag. Mai am de prezentat, mai am un garaj și sunt prezent. La garajul ăla am reparat eu audio-ul ăla de l-am găsit în parcare. Atunci să-ți prezint... Păi hai să-mi-l prezint, că acolo n-am văzut multe chestii. Adică poate mai e ceva și am ratat. Chiar merge bine mașina, adică... Uite, aici avem... O bicicletă, niște chichii. Asta e a ta sau a lui Marc? Asta e a ta sau a lui Marc? Bicicleta. Asta e a mea, acum, în tușul de bloc. De aia zic că... Auto la bloc, n-am mai ținut-o. Însă, auto cu cocioala asta de 39 înainte. Da, asta e și, de asta are și Marc. Uite, văd că ai aici multe truse de chei, dulapuri, multe... Da. O canistră de benzină. Da, aici, imbusuri, chei, tot ce vrei. Da, ia uite ce dă mai e pe aici. Uite, e și o... Aici e bijuteria mea, aceste 39. Uh-huh. Din păcate, variat, un pic mai mult, dar e bun. E schimbat toată partea de față, sau așa a fost el alb și le-ai pus partea de spate albastră? Nu, mașina a fost albastră, acum o săptămână, o săptămână și am avut un accident, am intrat frontal într-un stâlp. Cred că ai intrat rău, adică că dacă ai schimbat și... ceva. Dacă ai intrat, cred că ai intrat rău. Am schimbat motorul, tot am schimbat. Vă, că ai motorul schimbat, aripa, bara, grila, capota, mau. Ai și un câine pe aici, ăsta e al mar, cred că. A zis că Radu îl pune în bagaj, nu l-am mai pus asta. A, e. Da, și cam asta ne poți spune despre casă, cam nu? Asta e casa mea. Da. Și pe viitor am un proiect așa cu aceste 39, să fac un nou proiect și să vândem 4. Nu știu dacă se merită, dar... Da, nu fac un proiect de leagă. Da. Înțeleg. Păi na, hai că eu o să plec, o să mai continui, fac un car vlog. Na, te lași pe tine să-ți faci aici treaba, te-am cam deranjat. Da, te-am cam deranjat, ce aia e. Fraților, hai să ne așezăm o leacă GoPro în mașină și o să revenim. Bun, fraților, am reparat și eu Dodge-ul. L-am reparat, n-a fost stricat deloc, dar nu am găsit ulei special. Într-un final am găsit chiar la benzinăria din Brașov. Nu am stat să mă uit, pentru că, na. Și na. Aie. Cu Lamborghini-ul lui Marc. Na. E mișto. Și na, poate o să facem un test drive înainte să vând Ștefan M4-ul.
Da, dacă o să ne lasă, o să vorbesc cu el și în urmă, poate în următorul episod o să facem un test drive cu Ștefan, poate că unii vreți, poate că unii nu vreți. Dar cam asta a fost cu acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți episoade, să dați acum un like. Eu am fost The Grand Show, să ne vedem data viitoare, pa, pa!